Bine te-am regăsit la o nouă lecție de biologie. Astăzi vom pătrunde în tainele microscopului optic. Vei afla componentele microscopului și rolurile acestora, astfel încât vei putea să observi singur propriul preparat microscopic. Microscopul optic are ca și componente o parte mecanică și o parte optică. Fiecare dintre aceste componente ajută la descoperirea tainelor preparatelor biologice pe care le vei face în cadrul orelor de laborator. Iată imaginea unui microscop și a componentelor sale. Cu ajutorul imaginii, stabilește componentele microscopului din laborator. Pentru observarea corectă și reușită a unui preparat microscopic, iată câteva etape sintetizate legate de utilizarea microscopului. Verifică însușirea corectă a informațiilor, completând spațiile libere ale imaginii. Ești pregătit pentru realizarea propriului preparat microscopic. Te aștept la o nouă lecție data viitoare.